Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. Încep cu două întrebări. Credeți că apa conține hidrogen? Credeți că apa conține oxigen? Lumea este sau nu este cum credeți astăzi, în funcție de răspunsul pe care l-ați dat acestor două întrebări. Să vedem de ce. Prin anii 90, cred, reporterii le puneau membrilor Parlamentului, pe holurile Parlamentului, întrebarea: știați că apa conține hidrogen? Și dacă vreun deputat sau senator răspundea nu știam sau spunea ceva de genul trebuie să facem analize, să vedem despre ce-i vorba, reporterii ne propuneau să râdem împreună de ignoranța parlamentarilor noștri, care ziceau reporterii, citez aproximativ, nu cunosc nici măcar formula apei. Nu vreau să vorbesc despre cât de școliți erau parlamentarii din vremea respectivă, dar din păcate multe lucruri ne arată că în general stăteau mai bine la capitolul ăsta decât cei de azi. Dar întâmplarea pe care v-am spus-o arată cu siguranță că reporterii nu învățaseră mai nimic la chimie, și din păcate când descoperi că cineva n-a învățat mai nimic la o materie, poți să fii sigur că n-a învățat mai nimic la nicio materie. Ca să înțelegeți mai ușor lucrurile, voi porni de la o întrebare pe care o aud tot mai des în restaurante, și anume întrebarea: doriți apă plată sau minerală? Pur și simplu nu știu ce să răspund. Voi ce ați răspunde dacă ați fi întrebați: doriți carne de vită sau în sânge? Cred că sunteți de acord că a doua întrebare este absurdă, dar nici prima nu e departe de absurd. Poate că această întrebare derutantă pleacă de la o definiție derutantă. Astfel, unii, de pildă în Wikipedia, definesc apa plată în felul următor. Citez din Wikipedia. O apă potabilă foarte slab mineralizată, oligominerală, care conține sub 500 de miligrame săruri la litru. Apa plată nu conține dioxid de carbon adăugat și poate fi consumată în cantități mari, fără indicații medicale. Această definiție este derutantă pentru că nu face distinție între conținutul de dioxid de carbon, pe de o parte, care face ca apa să fie carbogazoasă sau nu, și conținutul de săruri, pe de altă parte, care face ca apa să fie minerală sau nu. De pildă, dacă apa nu conține minerale decât în cantități foarte mici, dar iese din pământ carbogazoasă, n-a adăugat nimeni dioxid de carbon. Așa e ea. Și atunci ce facem? Îi spunem apă plată, cu toate că e carbogazoasă? Sau unde se încadrează, conform acestei definiții, apa minerală decarbogazificată? Cum o diferențiem de apa minerală carbogazoasă? Să încercăm să aflăm câte feluri de apă există. Dacă vorbim despre substanța chimică pe care o numim apă, atunci există un singur fel de apă, substanța cu formula hidrogen-2-oxigen. Molecula de apă se formează dintr-un atom de oxigen și doi atomi de hidrogen. Dar atenție, asta nu înseamnă că apa conține hidrogen și nici că ea conține oxigen. Faptul că o substanță s-a format din alte două substanțe, printr-o reacție chimică, nu înseamnă că substanța produsă în reacția chimică conține substanțele din care s-a format. Vă dau un exemplu. Sarea de bucătărie, clorura de sodiu. Ea se poate forma prin reacția dintre sodiu și clor, așa numită ardere a sodiului în clor. Se poate forma și din reacția altor substanțe care conțin sodiu și clor, dar compoziția sării de bucătărie va fi, bineînțeles, aceeași, clorură de sodiu. Vedeți în desen ionii de clor și ionii de sodiu într-o rețea cristalină de sare de bucătărie, de clorură de sodiu. Ionii mai mari sunt ionii de clor și cei mai mici sunt ionii de sodiu. Sodiul este un metal alcalin, foarte toxic. Dacă înghițim o bucată de sodiu,
ea va distruge țesuturile cu care vine în contact, le va arde, le va carboniza, fiind foarte activă chimic, foarte corozivă. Clorul este un gaz de asemenea foarte toxic, inspirat chiar în cantități mici, produce iritații ale ochilor, dificultăți de respirație, arsuri la nivelul nasului și la nivelul căilor respiratorii superioare, produce greață, vărsături și multe altele, iar inspirat în stare pură duce la deces. Deci atât sodiul cât și clorul sunt substanțe foarte toxice, dar combinația lor, clorura de sodiu, sarea de bucătărie, se pune în alimente. Nu ne face niciun rău în limitele unui consum rezonabil, bineînțeles. Mai mult decât atât, organismul are nevoie de clorură de sodiu, deoarece ionii de sodiu au mai multe efecte fiziologice foarte importante pentru funcționarea organismului. Organismul unui om matur conține în mod normal aproape 100 de grame de sodiu sub formă de ioni. Deci, deși sarea de bucătărie se formează din sodiu și clor, două substanțe foarte toxice, nu se poate spune că ea conține sodiu sau clor. Dacă ar conține oricare dintre aceste două elemente, ar fi foarte toxică, chiar în cantitățile mici pe care le folosim de obicei. Când se formează o moleculă, proprietățile ei sunt foarte diferite de proprietățile atomilor din care s-a format. Este o particulă nouă, cu proprietăți noi. De pildă, gazul metan. Molecula de metan se formează din 4 atomi de hidrogen și un atom de carbon. Dar gazul metan nu are nici proprietăți ale carbonului și nici proprietăți ale hidrogenului, deoarece moleculele de metan sunt foarte diferite, atât de molecule de hidrogen, cât și de atomii de carbon. Metanul este o substanță nouă, nu este o substanță care conține carbon și hidrogen. În cazul moleculei de apă, același lucru. Molecula de apă se formează din hidrogen și oxigen, dar este o particulă nouă, cu proprietăți noi, și multe astfel de molecule de apă formează o substanță nouă, apa, care nu are nici proprietăți de hidrogen și nici proprietăți de oxigen, iar apa pură nu conține oxigen și nici hidrogen. Dar apa poate să conțină oxigen și hidrogen dizolvate, la fel cum poate să conțină sare de bucătărie dizolvată sau zahăr. În acest caz putem spune apa conține oxigen sau apa conține hidrogen, la fel cum spunem apa conține zahăr sau apa conține sare. De asemenea, apa poate să conțină tot felul de săruri dizolvate și astfel ajungem la întrebarea despre apă de la care am pornit. Apa potabilă se poate clasifica după două criterii. Primul criteriu este cel al concentrației de săruri pe care le conține, săruri dizolvate. Și avem astfel, după acest criteriu, apa de masă și apa minerală. Apa de masă sau apa de izvor sau apa de fântână este apa care conține foarte puține săruri, pe când apa minerală este cea care are o concentrație ridicată de săruri, de obicei peste un gram de săruri la litru. Poate vă întrebați de ce n-am pomenit și de apa care nu conține deloc săruri, apa pură. N-am pomenit-o deoarece nu bem apă pură, iar motivul este acela că ea nu are gust. Sărurile sunt cele care dau gust apei. Și pentru că nu are gust, atunci când o bem, avem o senzație destul de neplăcută. Puteți încerca această senzație gustând apă distilată, apa distilată fiind aproape apă pură, având un conținut foarte, foarte scăzut de săruri. Dacă vă hotărâți să încercați, nu vă fie teamă, nu pățiți nimic, veți înțelege de ce nu bem apă distilată. Atenție, dacă vă hotărâți să încercați, beți apă distilată alimentară și nu tehnică, deoarece apa distilată tehnică poate conține urme de metale care provin de la vasele în care se face distilarea și poate să fie nesănătoasă. E adevărat că dacă se consumă în cantități foarte mari.
Al doilea criteriu de clasificare pentru apa potabilă este concentrația de dioxid de carbon dizolvat în apă. În acest caz avem apă plată care conține cantități foarte mici de dioxid de carbon dizolvat, aproape zero, atât că se dizolvă în mod natural dioxidul de carbon din aer, și apă carbogazoasă, care conține cantități mari de dioxid de carbon dizolvat. În al doilea caz, dioxidul de carbon provine fie din mineralele prin care a trecut apa prin pământ, fie pentru că am carbogazificat-o noi, supunând-o unei presiuni mari de dioxid de carbon. În acest fel se obține ceea ce se numea mai demult sifon. Înseamnă că putem avea patru tipuri principale de apă, așa cum vedeți în desen. Putem să avem apă de masă plată, apă de masă carbogazoasă, sifonul, și putem avea apă minerală plată și apă minerală carbogazoasă. Dacă privim această clasificare, este evident de ce întrebarea doriți apă plată sau minerală este derutantă. În concluzie, apa nu conține nici hidrogen și nici oxigen, chiar dacă molecula de apă se formează din atomi ai acestor elemente chimice. Vorbesc despre apa pură. Molecula de apă este o particulă nouă, diferită atât de molecula de oxigen, cât și de molecula de hidrogen. Ea poate, în schimb, să conțină dizolvat oxigen și chiar și hidrogen, dar hidrogenul în cantități mai mici, pentru că el este mult mai puțin solubil decât oxigenul. De asemenea, apa poate să conțină tot felul de substanțe dizolvate, deoarece este un solvent foarte bun. Unii chiar o numesc solventul universal. Dacă vorbim despre sărurile pe care apa le poate dizolva din minerale, atunci vorbim despre apă minerală. Dacă vorbim despre dioxidul de carbon pe care apa îl poate dizolva, atunci vorbim despre apa carbogazoasă. E adevărat că multe ape minerale sunt și carbogazoase, dar asta nu înseamnă că apa minerală este același lucru cu apa carbogazoasă. Dacă ați crezut că apa conține întotdeauna oxigen și hidrogen și că ea poate să fie plată sau minerală, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!